Sunt puține animeuri care la vremea lor au exploatat toate posibilitățile oferite de industrie. Aici vorbim de o poveste suficient de lungă încât să îi facă pe spectatori să se atașeze de personaje, o coloană sonoră foarte bogată și variată, ce poate transmite sentimente de tot felul, un suspans ce se menține pe parcursul întregii acțiuni, o grafică ce devine mai bună pe măsura trecerii episoadelor. Și nu în ultimul rând, un fan service de calitate. Yay! Bubblegum Crisis le are pe toate acestea. Este o serie OVA, printre primele apărute vreodată și făcând parte din cele care au avut succes. Se încadrează perfect în genul cyberpunk, acțiunea având loc într-un viitor în care tehnologia este avansată, dar oamenii de rând nu o duc foarte bine. Seria a fost produsă în epoca de aur a animeurilor, respectiv anii 80, când producătorii alocau sume mari de bani proiectelor și se muncea mult pentru puțin în producerea animațiilor. Deci chiar dacă nu sunteți fani ai genului science fiction, totuși merită să vizionați acest anime, să vedeți ce poate să iasă atunci când producătorii se dedică cu totul muncilor. Povestea sună în felul următor. Orașul Tokyo fusese distrus în mare parte undeva prin anii 2020, iar o companie numită Genom a proiectat niște androizi inteligenți și cu o putere mult superioară celei umane, numiți Boomeri, pentru a ajuta la reconstrucția orașului, ce ulterior va fi redenumit Megatokyo. Ca urmare a profitului companiei Genom de pe urma acestei contribuții, aceasta s-a extins și a ajuns una din cele mai influente din lume. Când nu a mai avut un scop nobil, Genom s-a orientat spre dominarea lumii, lucru ce se va descoperi mai târziu, când androizii vor fi folosiți pe post de soldați. Suntem în anul 2032, în orașul Megatokyo reconstruit, loc unde oamenii trăiesc împreună cu roboții. De obicei, androizii se camuflează printre oameni având un strat de piele artificială ce îi acoperă. Deseori se întâmplă ca aceștia să scape de sub control, iar atunci este chemat la datorie o unitate numită AD Police, ce există doar pentru a se ocupa de problema roboților. Când aceștia nu fac față, lucru ce se întâmplă frecvent, își face apariția un grup de 4 fete numit Night Sabers, ce luptă în afara legii și cu scopul de a încurca planurile celor de la Genom. Ele sunt personajele principale și pe parcursul seriei ne vom familiariza rapid cu acestea. Celia Stingray este liderul grupului și când nu se interesează de Genom, caută să-și trimite echipa în misiuni la cererea unor clienți ce plătesc bine. Pris este cea care iese mereu în evidență datorită impulsivității sale, fiind prima care atacă și care scoate echipa din situații limită când speranța nu mai există. Lina, alta căruia îi place să înfrunte pericolul, este pricepută în lupta corp la corp. Nene, cea care este expertă în tehnică, lucrează de asemenea și ca agent AD Police și care fură informații din baza lor de date când e nevoie pentru a-și ajuta echipa. De asemenea, mai apare și personajul Leon, un membru AD Police ce va avea mereu tangență cu Night Sabers, dar niciodată nu le va afla adevărata identitate, deși de multe ori va fi foarte aproape. Durata episoadelor variază între 25 și 50 de minute, fiecare episod având altă durată, în funcție de regizorul care s-a ocupat de respectivul episod. Un alt aspect interesant este acela că Bubblegum Crisis nu este inspirat din niciun manga, ci este o producție de sine stătătoare. Singura parte proastă a acestei serii este lipsa unui deznodământ. În producerea seriei originale Bubblegum Crisis, 3 companii de animație s-au implicat. Certurile apărute între 2 dintre acestea au dus la încheierea bruscă a seriei. La scurt timp, una din companii a decis să producă ea singură niște episoade pentru a-i da seriei originale o concluzie. S-au produs încă 3 episoade, care au fost încadrate în seria Bubblegum Crash, dar care nu s-a bucurat de succesul seriei originale. Aceea soartă au avut-o și cele 2 serii spin-off, AD Police Files și Parasite Dolls. Coloana sonoră, țin să fac referire și la aceasta, este compusă din numai puțin de 36 de melodii cu acompaniament vocal. Pentru o serie de 8 episoade înseamnă foarte mult, dar avem consolarea că nu s-a insistat doar pe cantitate, ci și pe calitate în același timp. Chiar vă recomand aceste melodii din soundtrack. Căutați-le și lăsați-vă învăluiți de spiritul anilor 80. Sincer, nu am mai întâlnit niște melodii atât de frumoase într-un anime până acum. Am avut de făcut niște alegeri dificile, legate de melodiile de pe fundalul acestui review.
Recomandarea mea este să urmăriți această serie OVA de excepție în Blu-ray pentru a trăi la maxim experiența Bubblegum Crisis și pentru a vă da mai bine seama ce clasă le dau animeurile din trecut celor din ziua de azi. Sper că v-am trezit interesul. Vizionare plăcută!